Cuvântul frumos este uzual, la îndemână și de multe ori își pierde din putere dacă este rostit cu prea puțin interes. Filozoful și scriitorul român Gabriel Liceanu l-a vorbit celor prezenți la Congresul Asociației Societăților de Filosofie de Limbă Franceză despre imaginea canonică pe care o avem despre frumos. Liceanu a analizat câteva dintre poeziile lui Mircea Ivănescu. Poezia modernă, spre deosebire de poezia clasică sau romantică, are capacitatea de a fi citită trecând dincolo de ceea ce apare în primă instanță. Deci are un cod, poate fi citită cu un cifru. Problema este cum ajungi la ceea ce poetul a vrut să ascundă în poezia lui. Știți cum? Ca atunci când ai bucuria că descoperi o comoară ascunsă într-o grădină. Și răsplata pe care o ai când găsești comoara este enormă. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are o tradiție deosebită în studiul francofoniei și, fără îndoială, profesorii Facultății de Filosofie la această prestigioasă universitate au un rol deosebit în organizarea acestei conferințe. În această seară, de la ora 19, vor avea loc dezbateri în plen cu teme precum experiența estetică și aplicare și identificare în experiența estetică. La masa rotundă vor participa 4 profesori de la universități din Danemarca. Un congres important, un congres internațional, unii spun chiar un congres mondial, chiar dacă este francofon, se întâmplă la Iași, se întâmplă pentru prima oară în estul Europei, iar prezența este una de excepții. Filozofi din toată lumea, din țări exotice, de pe toate continentele și cred că ar trebui să ne bucurăm că și la noi se întâmplă ceva. În cele 3 zile de congres sunt susținute comunicări ale filozofilor de la universități din Algeria, Canada, Elveția, Franța, Germania, Italia, Japonia, Noua Caledonie și România.